când trebuie să apelăm la un avocat dacă vrem să cumpărăm o casă sau un apartament? Atunci când achiziționăm un imobil, avocatul are un rol, din punct de vedere juridic, foarte important. Nu sunt subiectiv pentru că profesia mea este de avocat și ar trebui să dezvolt puțin rolul avocatului pozitiv, dar cred că un avocat ar putea lămuri foarte multe probleme atunci când un potențial cumpărător dorește să achiziționeze un imobil. În primul rând, avocatul poate face toate actele de diligență între cele două părți. E vorba de cumpărător și vânzător. Actele de diligență în sensul că se pot verifica cu amănunțime efectiv toate documentele. Un cumpărător poate să fie puțin larg în a observa anumite detalii și nu cred că poate cunoaște toate detaliile și substratul unei tranzacții de acest fel și s-ar putea scăpa anumite elemente care vor fi și vor avea repercusiuni viitoare. De aceea eu cred că un avocat ar putea interveni până la momentul semnării actului la birou notarial, în sensul că ar putea să verifice starea imobilului din punct de vedere juridic. Acolo o simplă, documentare la cartea funciară ar putea să fie oglinda imobilului, ar putea avea o dimensiune clară asupra întregului condominiu, ca să zic, pentru că în momentul de față suntem sau ne-am izbit de aceste probleme privind mai multe apartamente într-un bloc. Eu aș vrea să mă refer exact pe înțelesul tuturor, în sensul că un bloc are mai multe apartamente și atunci există probleme diferite de la apartament la apartament. Un avocat poate să verifice inclusiv starea celorlalte locuințe, în sensul că există, după cum știți, și de notorietate, locații în care există răuplatnici, există datorii foarte mari ale unora și atunci au de suferit și ceilalți locatari. Bineînțeles că și cumpărătorul poate să facă demersurile necesare la instituțiile care se ocupă de astfel de utilități, ca să vorbim, deci la energie, la alimentarea cu apă, unde trebuie să-și ia toate măsurile. Sunt atâtea situații și am întâlnit în care există debranșarea blocului de la utilități din cauza unuia care nu a achitat la timp și atunci trebuie să ne interesăm înainte de astfel de situații. De asemenea, putem vedea dacă imobilul pe care îl achiziționăm are o situație juridică clară, să nu aibă litigii, să nu fie cumva supus unor, restricții. Deci trebuie să avem în vedere aceste aspecte neapărat, iar un avocat cred că le-ar limpezi cu repeziciune și ar face ca acest potențial cumpărător să stea într-o liniște cât de cât.